Dacă moare, dă cricul jos și copă. Kawasaki. Ce ziceam? Probleme cu cricul. Peste 50 din 2008. Ce mai place lui Bocu SMT-ul? Salutare, boys and girls! Băi, nu mai pot cu idioții ăștia, bă, cu șoferii ăștia de sâmbătă și duminică. Hai să vă mai povestesc una tare de săptămâna trecută. Nu știu cum se aude, cred că o să mă auziți destul de rău, pentru că Z-ul ăsta nu are niciun parbriz. Dar, bă, săptămâna trecută am fost pe Kia și pe Transbuceci. Bă, la maximă cu asta. Da. Mă vreau să-i dau a 7-a. Ia să încercăm. Da, mă, deci am fost pe Cheia și pe Transbuceți. Și când am plecat eram pe DN1, pe undeva pe la Săftica. Și mergeam noi liniștit, deci chiar mergeam liniștit acum, fără nicio caterincă. Mergeam ușor. Și în fața noastră era un om în vârstă, să zicem, pe la 60 și ceva, 70 de ani, cred că avea. Pe banda a doua, cu 70 la oră, noi în spatele lui cârd, eram 7 motoare, bă, nu se dădea deloc. Am trecut pe lângă el și am făcut semn, băi, mută-te pe prima bandă, că încurci tot traficul. Am trecut noi de Săftica, am ajuns la Ploiești, zic, hai să oprim să ne facem presiunea la Răți. Oprim în benzinărie acolo și era coadă la aer, acolo unde trebuia să facem presiunea. Cine credeți că vine, mă? Omul cu Opel-ul. Vine la noi și zică, să știți că v-am filmat și o să vă pun pe Facebook, pentru că nu e normal ce faceți. Zic, ia spuneți-mi și nouă, ce nu este normal așa, ce facem noi? Cam ce nu este normal? Da, mă, și zic, cam ce nu facem noi bine așa, pă? Cu ce te-am deranjat? Spune, păi, în primul rând o să vă pun pe Facebook și pe Instagram, pentru că voi croșetați printre mașini. Și zic, prietene, banda a doua, încă o dată pentru toți martalogii, poate se uită și martalogi la clipul ăsta. Banda a doua este pentru depășire. Nu să mergi tu cu viteza legală, că el merge cu 70. Băi, șofer de duminică, dacă vrei să strui mașinile pe banda a doua, să mergi legal, mergi pe banda a treia, nu pe a doua. Și lasă lumea să se miște. Când iau eu amendă că merg cu 100 în localitate sau unde e limitare de 70, e treaba mea. Dar nu stai tu să mă încurci. Mergi ca o pășină, zici că te duci la piață și după ce că ai greșit și ești un cârnat oferit, degeaba anii care ai, vii și să mă cerci în puii mei, că mă pui pe Facebook. Dar tot am căutat în puii mei să văd clipul de la om, dar n-am găsit. Eram chiar curios să văd ce clip putea să pună el.
Că n-avea ce clip să pună. În fine, nu ți acum pe un Z750 din 2008. Un Kawasaki, ce pot să zic. Na, eu măcar am parbrizul ăla în față, dacă ăsta te bate de tei în doaie. Măcar se duce. Măcar merge. Cred că l-am pierdut pe Boculanu. Da, și așa cu prietenul nostru de pe DN1, dacă vezi clipul ăsta, să știi că ești un cârnat și mai pune mâna pe legislație și mai învață. Dacă ai dubii așa de mari și nu mă crezi pe mine, du-te pe la un Gabor, întreabă-l, domne, pe banda a doua, că eu merg legal, am voie să circul pe DN1. Sau mergi, dacă ești așa de interesant și de deștept și știi tu toată legislația, mergi pe autostradă cu 130 pe banda a doua, că poate te omoare și vreunul. Înțelegeți ideea. Asta vreau să vă povestesc. De data asta de pe Z750. Până data viitoare, vă pupănuți și aveți grijă de voi, băi. Nu este un regulat de 750, e doar nuț care se dă pe el.